copii și de urmași, am să-l invit în fața dumneavoastră pe domnul deputat Horai Oran, în calitatea dânsului de fiu al comunei Vultureni. Cetiși părinți, doamnelor, domnilor, sunt foarte emoționat. E o zi nu doar frumoasă, sub aspectul meteorologic, este o zi extraordinar de frumoasă sub aspectul istoric. Astăzi, și bine a intuit domnul profesor Vaida Goevod, se împlinesc 90 de ani de la declarația din Parlamentul de la Budapesta a nepotului lui Alexandru Bogățel, Alexandru Vaida Goevod. Da, este declarația de emancipare a românilor din Ardeal, este pasul cel din urmă făcut pentru unificarea tuturor românilor. Mă bucură foarte mult prezența dumneavoastră, în număr mare. Mă bucură interesul pentru faptul că am reușit să readucem bustul și astfel și memoria lui Alexandru Bogățel înapoi la origini. Aici, în Vultureni, aici unde el s-a născut. De aici a plecat pentru binele și pentru lupta poporului român. De aici a plecat spre școli înalte, de aici a ajuns la Năsăud, unde a obținut o funcție meritoasă de comandant suprem al districtului Năsăud, o funcție care va da puterea de a emancipa pe românii în acea zonă, în așa fel cât limba, tradițiile, biserica și poporul român să trăinuiască peste veacuri. El este unul dintre cei care a pus o cărămidă puternică la faptul că noi suntem acum cu limba română, cu cultura română, cu biserica și cu tradițiile, acolo unde trebuie, aici, în Ardeal. Mulțumesc Consiliul Local, mulțumesc foarte mult primarului Mureșan pentru faptul că am înțeles ceea ce dorim noi să facem aici, mesajul pe care vrem să-l aducem. Mulțumesc domnului Vistarion pentru sculptura deosebită. Mulțumesc tuturor acelor care au fost alături de noi, mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi față la acea manifestare și sper că în continuare să ne simțim bine. Să ne simțim bine împreună și astfel să dăinuiască tradițiile românești mai departe peste veacuri. Vă mulțumesc foarte mult!